Salutare, prieteni! Bine ați venit sau revenit pe canalul QDolls. Astăzi am să filmez încă o colaborare cu Unicorn Doll oficial sau official, ziceți cum vreți. Aveți link de la canalul ei în descriere, abonați-vă, este o fată extrem de treabă. Are un canal foarte fain, cu videoclipuri foarte faine și diverse, așa că intrați pe linkul din descriere. Astăzi, după cum ați văzut și din titlu, vom face un fel de tag cu squishy-uri, cu 6 cerințe. Așa că haideți să începem. Prima cerință, cel mai scump squishy. Am squishy-uri în mare parte cumpărate de pe Banggood, sau Banggood, în fine. Acelea au fost foarte ieftine toate. Am și câteva din Oradea, de unde stau eu. Dar totuși cel mai scump este acest cui și pâine. Pe care l-am primit. Asta cred că a fost 40 de lei sau 30 de lei, nu mai știu. E destul de slow rising și e chiar foarte mare. L-am primit de la bunica mea. Da. Apoi, a doua cerință. Squishy-ul care îți place cel mai puțin. Nu am niciun squishy care să îmi placă, gen, nu știu, care să nu îmi placă, dar am ales un squishy cu care nu mă prea joc. Este acesta, pentru că 1. S-a dus din sticker, 2. Nu e absolut deloc slow rising și, na, de asta. Nu că nu mi-a plăcut squishy-ul, mi-a plăcut, de ce l-am și cumpărat, dar pur și simplu nu prea mă pot juca cu el din cauza că nu e slow rising și nu prea e așa de fain. Dacă vă întrebați, da, am un fel de tatuaj cu Harry Potter. În fine. Apoi, a treia cerință. Cel mai ieftin squishy. Asta e o micuță poveste. Am acest squishy care a fost cel mai ieftin. Nu o să vă vină să credeți, a fost 3,50 lei. Deci, la Auchan, deci ascultați-mă foarte bine, la Auchan, au în zona aceea de jucării, cel puțin la mine în Oradea, o chestie plină cu niște pliculețe cu squishy-uri. Sunt niște surprize squishy-urile acestea, adică pur și simplu iei un pliculeț și nu habar n-ai ce squishy o să-ți cadă. Nu mai am plicul să vi-l arăt, dar e un plic gen destul de mititel, gen cam așa. Cred că scrie pe el squishy sau ceva, jucăria antistres. Este 3,50 lei doar. Acest squishy l-am văzut și la Ale Hope în Spania cu 3 euro, dar la noi sunt 3,50 lei, deci puteți să mergeți să cumpărați. Trebuie să le găsiți în zona de jucării. Sper că v-am fost de ajutor, măcar puțin. Măcar așa puțin. Ok. A patra cerință. Squishy-ul pe care l-am stricat cel mai mult. Asta. E o lămâie. E o lămâie de pe Banggood. Nu v-am prezentat-o pentru că mi-a venit gen doar singură. Practic a venit singură. Și nu mi-a plăcut cum... Am filmat, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit videoclipul, așa că pur și simplu nu am mai pus la videoclipul. Ea este roz, dar pare bună, dar totuși, vedeți? E deja stricată și pe margine. E super faină și miroase foarte bine. Am dat-o eu cu ceva parfum, pentru că mirosea absolut oribil. Mirosea ceva chestii gen cauciuc și am zis că trebuie să o dau. Gen cu ceva spray, parfum. Am dat-o cu un parfum și acum miroase destul de ok. Ok. A cincea cerință și penultima. Squishy-ul care îți place cel mai mult. Aici am ales două. La ultimele două cerințe, adică 5 și 6, am ales câte două squishy-uri pentru că n-am putut să mă decid. Deci la cerință numărul 5 am să prezint două. Primul squishy care îmi place mie foarte, foarte, foarte mult e acesta. Este o căpșună din Carrefour cu 25 de lei, dar este super slow, slow rising și foarte soft și e extrem de faină. Și asta e puțin stricată. Dacă observați aici, dar nu se vede și e foarte faină. Și al doilea este acest berbec pe care îl știți teoretic în caz că v-ați uitat la acel haul. Și acesta este puțin stricat, dar nu-mi pasă. Uitați, e chiar super drăguț și e foarte fain, da, mai repet. Și a șasea cerință și ultima, squishy-ul cel mai colorat. Aici din nou tot am două pentru că n-am putut să mă decid. Prima oară am oaia, unicornul, chestia asta.
care e gen curcubeu. Și mai am înghețata asta, care este gigantică. Și acesta este un fel de degrade. Și e chiar super drăguță și aceasta. Ok, deci ăsta a fost tot videoclipul. A fost destul de scurt. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să îi dați un like, să vă abonați jos la canalul meu și la canalul lui Unicorn Doll Official sau Oficial, pentru că abar n-am cum se zice. Și da, ne revedem data viitoare. Pa!